ziua, eu sunt Camelia. Bine ați venit la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi vom face fursecuri umplute. Vom face aceste fursecuri umplute cu gem și cu cremă de ciocolată. Vom avea nevoie de 160 de grame de unt, 2 ouă, 110 grame de zahăr pudră, esență de rom, un praf de sare. Amestecăm bine toate ingredientele. Și adăugăm făină. Făina o adăugăm puțin câte puțin, cât este necesar ca să obținem un aluat potrivit de tare. Apoi o să punem aluatul în folie alimentară și o să-l lăsăm la odihnit măcar o jumătate de oră. Putem face o parte din aluat fursecuri și dacă ne rămâne, îl putem congela și îl scoatem când o să avem nevoie să facem alte fursecuri. Îl scoatem de la frigider, îl lăsăm la încălzit și apoi îl frământăm puțin. Și o să întindem cu un sucitor, să vedem, l-am pus aici. Cu un sucitor o să întindem direct. Ia să-mi fac spațiu. Așa peste. Și întindem. Eu îl mai dezlipesc aluatul de hârtie pentru că are tendința să strângă hârtia. Și îl dezlipesc și apoi îl pun la loc și îl întind. Așa. Și dăm grosimea care o dorim. Mai groase, mai subțiri, depinde. Depinde cum vrem să le facem de înalte. Așa. Să încerc să întind cât mai bine. Eu o dezlipesc că îmi strânge hârtia. Și apoi o întind din nou. Am să vă las și rețeta la aluat. Dacă nu, vă duceți pe canalul de YouTube sau aici pe pagină și găsiți acolo și rețeta și toate ingredientele. Așa. O mai dezlipesc o dată. Așa, o așez înapoi. Așa.
acum o să tăiem cu aceste forme. Mai întâi tăiem pe cele mari. Eu nu le iau de pe hârtie, pentru că în momentul când încercăm să le luăm și să le punem în tavă, își schimbă formă. Le las aici, le trag cu tot cu hârtie. Sau puteți pune direct pe tavă și le tăiați direct în tavă. Ia să pun tavă, ia să vedeți. Așa. Poate cineva nu reușește să pună. Deci puneți aluatul cu tot. Așa. Aici. Și tăiem direct în tavă. Așa. Și acum tăiem cele pătrate. Mare grijă. Așa, ia să luăm și la cuptor. Și tăiem două, 4, 6, 8, două și încă una. Așa. Luăm surplusul. Acum o să tăiem cu cele micuțe. Tăiem, cum am spus, lăsăm direct pe... și facem una, o lăsăm întreagă și cealaltă tăiem. Și acum tăiem și cele pătrate cu forma mai mică. Ia uitați dimensiunea între una și cealaltă. Așa. 3-3. Încercăm să punem cât mai pe mijloc. Și o să punem tava la cuptor și dăm înainte cu zahăr peste. Se vede? Se vede, nu? Așa. Așa. Și o să punem puțină dulceață. Și întindem așa. Oh.
mezzo dolceață care nu curge. Așa. Și acum deasupra îi punem. Ia uitați. Vedeți? Și o așezăm aici pe farfurie. Acum le-am făcut. Am schimbat culorile. Și dulceață de cireșe și gemuri. Gemurile cred că sunt cele mai bune. Că sunt cremoase. Așa, și punem așa pe deasupra, vedeți? Și atât. Ia uitați. Și acum să punem și un pic de cremă de Nutella peste. Așa. Dăm așa și pe margini. Vedeți? Și aici am bombonele colorate și puteți pune 2-3. Uitați pe mijloc. Așa. Mai umplem încă una. Punem așa aici și punem 2-3 bombonele colorate. Dacă dorim, dacă nu, putem lăsa pur și simplu sau radem puțină ciocolată. Putem rade deasupra, dacă dorim. E să mai facem una cu Nutella, vedeți? Punem așa aici pe mijloc. Și apoi o să ducem spre vârfuri. Eu mi le-am făcut înainte, că celelalte stau la cuptor. Ia uitați. Și punem câteva. Sau putem pune, vedeți? Nucă prăjită și o mărunțim așa bine cu mânuța. Și punem așa deasupra. Ia uitați. Așa. Vedeți cum arată? Și uitați ce minunăție și au cad. Acestea sunt. Eu vă pup dulce, vă doresc weekend plăcut, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, că mi-ați fost alături. Și toate rețetele le găsiți și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Sau aici peste 700 de rețete și dulci, sărate și tot ce doriți. De la fursecuri, la sarmale, la torturi, biscuiți, salate, tot ce doriți găsiți acolo. Încă mai am multe de făcut. Așa, mai am foarte mult de arătat. Și ne vedem luni cu o nouă rețetă. Am să intru un pic mai des în direct. Vă pup dulce și vă doresc multă sănătate. O zi frumoasă tuturor. La revedere, vă îmbrățișez cu mare drag, vă pup dulce și multă sănătate. Video-ul public și pe canalul de YouTube, ca să rămână acolo, să nu mai avem probleme. Vă pup, o zi frumoasă și un weekend minunat. La revedere, multă sănătate, vă doresc. Pupici, pupici mulți. Vă mulțumesc din suflet. La revedere.